Deci la 12 fără un sfert, la anticameră nu-i nimeni. Înseamnă că primăria de Tohaten nu funcționează sau nu are program rațional de lucru cu publicul. Conchiulește de la ore. De la lucru, da. Și facem protest și chemăm poliția. Facem protest și chemăm poliția, că nu e la lucru. Nu e nimeni la lucru. Și nicăieri nu scrie programul. Ужасно. Crezi că e tot așa la? Da, cum eu zic foaie, nu. Hai să vedem dacă se vine. Eu trebuie să înregistrez apelul. 1, 1, 2. La poliție, cu. La sector? Da. Nu, eu trebuie să înregistrez, că la sector ai văzut că nu se înregistrează nici o foaie, nimic. Eu trebuie să am dovadă. Bună ziua! Vă rog să trimiteți cineva la primăria Tohaten, că nu-i nimeni la 12 fără un sfert. Anticamera e închis. Încuiată anticamera, nu-i nimeni în primărie ca să vorbească cu mine despre autoritate, despre... Tohaten. Nu știu, la primărie, nu știu ce stradă ești, nu scrie nimic pe primărie care avea stradă. E 11:45, doamnă. Nu-i ora mesei și nu-i nicăieri afișat programul primăriei. Poate că e ora mesei la 11:45, dar să vină cineva să constate că nu-i afișat asta. Eu vin un cetățean dintr-o parte, eu ce să știu, ce să decid? Oleg Brega. Mulțumesc. Domnule, la noi hram. Așa. Doamna secretară e la seminar, doamna de telegraf cu canzergeria, se ocup cu... Așa. Că am o femeie în primărie. Înțeleg. Cine vreți mă știi, bă? Primarul, cu ștampila. Ștampila nu port cu mine, se înseamnă. Bun. Primarul are de lucru hramul satului. Am dat în căldură la grădiniță, la instituție de învățământ. Am înțeles. Primarul dușat mă lua de lucru acolo? Nu, dar cineva trebuie să rămână, un viceprimar sau secretarul consiliului. Luni e pe loc tot timp, primar. Bun, dar acum dacă am venit cu liste de subscripție, mi le validați cu ștampila? Eu semnez față dumneavoastră și dumneavoastră doar pune ștampila, conform articolul 42 din codul electoral. Legea eu știu la perfect. Așa, intrăm acolo să vă uitați pe... Dar fără camera să spate? De ce? N-avem secrete doar, nu? Deci, mă tare și de ce mă trebuie să-mi baie duci camera de omul? Nu, e ca la... Invocația, e ca la primărie. 42, din care cod? Codul electoral. La pașa și motivat codul electoral. Omul, că sunt o vedere de cod în Republica Moldova. Da. Ce, Grigore? Mă consider deștept, da. Ei, nu mă pricep, ce să-i fac? Noroc, poliția știe tot. Eu zic, și iar cu camera ta, tale. Omule, dacă numai atâta martor am, ce vrei? Băi, eu înțeleg când s-au încălcat ceva. Când mi s-au încălcat, iată, la ora 12 nu-i nimeni la anticamera primăriei. Nu mă muresc, mă ta, uite, scrie acolo ea. Nu scrie nicăieri programul de lucru. Dar de unde se văd? De unde se văd dacă e închis? De unde se văd dacă e închis? Nu știu, mă, ești să fac eu. Vă rog să-mi confirmați lista. Eu semnez și dumneavoastră puneți ștampila primării. Pe verso, eu semnez față de dumneavoastră și dumneavoastră puneți ștampila. Așa prevede articolul 42 din codul electoral. Mai mult strângi? Nu mai strâng. Dacă nu vreți să semnați dumneavoastră, atunci și închideți-o. Nu, cum eu semnez, că eu de la alt partid. Dar ce contează? Membrii de partid au voie să semneze, dar nu... Eu de la alt partid și cum semnez eu? Cum vreți. Eu semnez față de dumneavoastră și dumneavoastră doar și te-mi plăți. Mulțumesc. Poftim. O zi bună. Sunt oasă de tăzară. Dacă era cineva aici la 12 fără un sfert când am venit... Nu muriesc, am zis primire. Am venit hramul, muie. Hramul e luni, nu ia muie. E luni, dar pregătirile... Am înțeles. Vezi cât e ora. Ora de lucru încă. Dar eu sunt la lucru? Și afară de ce nu scrii programul? Ca lumea să știi. Nicăieri nu scrii programul.
Nu poate și așa. Nu m-am uitat pe împrejur, nicăieri nu scrie nimic. Dar, păi, programul de lucru a primăriei, de la 8 până la 5, cine o știe? De unde să o știe? Sunt primării care au două ceasuri, pauze de masă și tot așa. Nu poate și așa.